Așa a început Consiliul Nord-Atlantic. E în plină desfășurare, domnule Pașcu, această întâlnire. Cu ce mize? Ce sperăm, de fapt, să obținem în finalul acestor discuții? Aș spune că această întâlnire reprezintă rațiunea de a fi a NATO. Este examenul practic pe care NATO îl dă pentru că el a fost creat exact pentru această situație, pentru o situație de acest tip. Și pe undeva este un paradox trist. Faptul că acest lucru nu s-a întâmplat pe vremea Uniunii Sovietice, pentru contracararea căreia s-a creat NATO, și iată că se întâmplă astăzi cu Rusia. Și nu se întâmplă pe amenințări, se întâmplă pe război propriu-zis, adică în Europa din nou. Eu mi-aduc aminte de documentele care se publicau la nivelul Uniunii Europene și chiar la NATO în perioada începutului anilor 2000 și toate erau optimiste. Războiul de tipul acesta nu mai poate avea loc niciodată în Europa și așa mai departe. Asta și pentru că era o Rusie mult mai responsabilă atunci. Asta a fost una, dar și datorită faptului că în 20 de ani lucrurile s-au deteriorat cu o rapiditate nemai văzută. A fost criza din 2008, a fost după aceea toată nebunia asta din Africa de Nord și presiunea migratorie pe Europa. După asta am avut pandemia și după asta iată că avem acum și acest lucru. Deci pe undeva o acumulare de crize majore care ne-au adus în această situație în care NATO trece astăzi, este nevoit să treacă, dă examenul practic al rațiunii sale de a fi. Ați trăit mulți ani de zile parte din viață la Bruxelles. Știm cu toții că este centrul întâlnirilor, însă niciodată nu au fost atâtea în aceeași zi și la un asemenea nivel. Summitul NATO, da, care e în desfășurare acum, urmează întâlnirea celor țărilor din grupul celor 7, apoi Consiliul European, unde merge și Joe Biden. Ce înseamnă această concentrare de întâlniri de astăzi, acest nivel extrem de ridicat? Pe de o parte există rațiuni politice pentru concentrare. Acest lucru arată forța vestului, dacă vreți, cei care sunt giranții ordinii mondiale actuale. Suntem toți aici, suntem împreună pentru exact, pace, cam asta. Exact, asta este o chestiune. A doua chestiune este mai prozaică, ține și de programul președintelui american, care nu poate să-l lungească foarte mult. Și din punctul ăsta de vedere se întâmplă ce s-a întâmplat, dacă aduceți aminte, undeva prin mai 2020, când președintele american tot așa a venit la Bruxelles și a avut o serie de 3 întâlniri în 3 cadre diferite, cu rezultate bune. Atunci a venit cu mesajul: America e înapoi, s-a întors, suntem gata să preluăm conducerea lumii democrate și iată că de data asta trebuie să și să pună în practică ceea ce a spus atunci și, după părerea mea personală, o face. O face. Și aici e vorba și de prestigiul Statelor Unite ale Americii, e vorba și de prestigiul său personal. Îl cunosc pe președintele Biden de când era președintele Comisiei din Senat de Afaceri Externe și cum să spun, e un om care cunoaște politică internațională, a mâncat politică internațională pe pâine toată viața lui. Asta a fost viața lui. Hai să